E o zi friguroasă de iarnă. Într-o casă modestă dintr-un sat băcăuan, o mamă își adorme copilul. Acum e? Puțin agitat, nu știu. O să trezi dimineața la 5. În spatele acestei scene desprinse parcă dintr-un tablou, stă o realitate dură. Ana Maria, fetița blondă și delicată ca un înger, are tetrapareză spastică, iar mama ei e singura care îi înțelege grimasele și zâmbetele. Doar când aude glasul mamei și e mângâiată pe mânuțe, fetița se liniștește. Deși are 3 ani, Ana Maria e cât un bebeluș și nu poate vorbi. Nu-și mișcă picioarele deloc și nu-și poate susține singură capul. Am născut-o puțin mai greu față de... Da? Mi-am dat eu seama. Deci creștea și nu mișca mâinile, picioarele și așa, mi-am dat seama. Ca multe alte femei din România, și Andreea și copiii ei sunt victime ale violenței soțului. De disperare a preferat să rămână fără un acoperiș deasupra capului și să plece pentru liniștea celor mici. De asta am plecat la el, cu bătut băiatul cel mare. Nu eram acasă eu. Când am dat acasă, băiatul era vânăt. M-a speriat tare când am văzut băiatul vânăt și am sunat la poliție. Și-a venit. Eu zic centru, să mă duc la un centru. Și mă duc. Singură cu 4 copii, dintre care unul cu nevoi speciale, Andreea a fost îndrumată să meargă la un centru pentru victimele violenței domestice. În toată această situație disperată s-a ivit neașteptat o speranță. La centru, Ana Maria a fost văzută de specialiști și a început să facă susținut exerciții de kinetoterapie. După doar 3 luni, s-a întâmplat o minune nesperată. Fetița a început să-și miște mânuțele și să devină mai prezentă. Ana Maria? Și la picioare mi-e fac așa. Gata, Ana. Ana Maria? În luna iunie, Andreea și copiii s-au mutat în satul natal într-o căsuță pusă la dispoziție de un om cu suflet mare. Pentru că nu poate ajunge la oraș să continue kinetoterapia, mama a învățat mișcările de bază și își ajută cât poate copila. Nu am cine să-l lași pe ăștia, transport, mai greu. Încet, încet, viața Andreei și a copiilor a început să se așeze. În ajutorul lor a venit echipa comunitară din proiectul UNICEF. Mama a fost ajutată să devină asistentul personal al fetiței și să aibă un venit. Până acum, alocațiile pentru copii și indemnizația de handicap le lua tatăl. Cu toții au acum medic de familie și copiii sunt înscriși la școală și grădiniță în sat. Astfel că, în timpul zilei, Ana Maria e prioritatea numărul 1 a mamei. Iar pentru ca fetița să aibă șanse de recuperare, echipa comunitară caută o soluție pentru ca Ana Maria să continue kinetoterapia cu un specialist. Ce ți-e cel mai greu când o vezi așa? Cum nu... Nu la fel ca ăștia, să meargă să... Sper să fie bine, să-și revină. Aveți vreo teamă? Da. Că nu o să poată să meargă. Dacă ați avea o dorință să vă puneți cea mai mare care? Să-ți facă fată sănătoasă. Trimite acum un SMS cu textul copil la 8844 și donează 2 euro în fiecare lună. Ajută-o pe Ana Maria și pe alți copii ca ea.